Ministrii de Externe ai Uniunii Europene vor extinde luni sancțiunile împotriva Republicii Belarus. Sunt vizate companiile aeriene și agențiile de voiaj bănuite a fi implicate în aducerea migranților la frontiera cu blocul comunitar. Alexandru Lukashenko, deja sub incidența sancțiunilor internaționale pentru reprimarea protestelor, a amenințat să contracareze orice fel de noi măsuri, inclusiv prin oprirea tranzitului de gaze naturale prin Belarus către Europa. We are very much looking forward to the adoption of this new set of sanctions as soon as possible. And I will express today my full solidarity with my colleagues from the countries affected by this weaponization of migrants, with Poland, with Lithuania, with Latvia, because this kind of behavior from the Lukashenko regime is unacceptable. Uniunea Europeană ia în considerare să impună sancțiuni asupra principalului aeroport din Belarus în încercarea de a îngreuna posibilitatea companiilor aeriene de a transporta migranți. Anterior, șeful diplomației europene, Josep Borrell, a declarat pentru publicația franceză Le Journal din Dimanche că directorii companiilor aeriene și ai agențiilor de turism ar putea fi vizați de interdicții de călătorie și de înghețare activelor în Uniunea Europeană. Totodată, aproximativ 30 de oficialități guvernamentale din Belarus, bănuite de implicare în această criză a migranților, ar putea fi la rândul lor vizate de sancțiuni. Sancțiunile Uniunii Europene împotriva Republicii Belarus, decise din cauza crizei migrației de la frontiera cu Polonia, sunt contraproductive și lipsite de speranță, a declarat ministrul belarus de externe Vladimir Makei în timpul unei convorbiri telefonice cu Josep Borrell, primul contact la nivel înalt între Bruxelles și Minsk de la începutul crizei. Într-un tweet, Borrell a declarat că viața oamenilor trebuie să fie protejată și accesul agențiilor umanitare trebuie să fie autorizat. Situația actuală este inacceptabilă și trebuie să înceteze. Oamenii nu trebuie să fie utilizați ca arme, a adăugat el. Mii de migranți, majoritatea din Orientul Mijlociu, au ajuns în Belarus în speranța de a trece apoi în Uniunea Europeană, însă au fost blocați la frontieră în condiții dificile, pe o vreme tot mai rece. Poliția de frontieră poloneză a acuzat duminică forțele de securitate din Belarus că le-ar da instrucțiuni și echipamente migranților blocați în zonă pentru luarea cu asalt a frontierei dintre cele două țări, relatează luni DPA. Attention, attention. The police inform. If you don't follow the orders, force may be used against you. Există voci critice care susțin că respingerea imediată a solicitanților de azil contravine dreptului internațional, notează DPA. Dar pe fondul legii privind starea de urgență instituită în prezent în zona de frontieră, Polonia afirmă că orice persoană care intră ilegal în țară trebuie să-i părăsească teritoriul. În virtutea acestei legi, Varșovia a restrâns drepturile civile și a interzis manifestațiile în zonă. Polonia, Lituania și Letonia iau în considerare posibilitatea de a cere convocarea unei reuniuni NATO pentru a răspunde acestei crize, scrie Agerpres.